Festivalul medieval Dracula, organizat la Târgoviște de la cea de-a doua ediție, își propune să promoveze vechea cetate de scaun a țării românești, loc de domnie a numai puțin de 40 de voievozi, conform ultimelor cercetări istorice. Ruinele curții domnești, la oaltă cu celelalte monumente care amintesc de istoria țării românești, scrisă pe aceste meleaguri, merită să fie cunoscute și vizitate de turiști de pretutindeni. Organizarea unui festival care leagă mitul Dracula de personajul istoric Vlad Țepeș este un demers făcut în acest sens, însă nu unul care și-a atras în totalitate scopul. Analiza riguroasă a evenimentelor a fost făcută de președintele CJD Adrian Țuțuianu, care propune și niște modificări pentru ediția de anul viitor. Eu m-am gândit, dar trebuie să aștept să văd cu cine fac înțelegerea asta, că o soluție de viitor, deci pentru următorii 3-4 ani de zile, ar fi aceea de a realiza o asociere Consiliul Județean, Consiliul Municipal Târgoviște cu proprietarul, dacă proprietarul e un sindicat sau altul, stabilim, și să evaluăm cât face Casa de Cultură astăzi, care ar fi lucrările necesare pentru aducerea ei la un standard pentru anul 2020 și dacă le aducem la celălalt standard, să devenim și noi și municipalitatea coproprietari, cu o formulă de administrare, da, în trei, coproprietari pe cote părți indivize, egale cu valoarea pe care a investit-o fiecare dintre părți. Mă preocupă și eu nu cred că poate rămâne așa Casa de Cultură, că în 5 ani de zile va fi o ruină în centrul municipiului Târgoviște. Din datele pe care le am eu, am și citit pe un site, dar nu mai știu unde, făcea cineva o apreciere de 7.000 de turiști aduși în Dâmboviță. O să văd în ce măsură se verifică această chestiune, că nu putem verifica, cum să zic, ochiometric. Le vedem dacă în structurile de cazare la masă au fost venituri suplimentare. Ce am văzut eu, de exemplu, la concertele rock, după veste am văzut. Erau și din Ploiești, erau și din Brașov, erau și din București, foarte mulți iubitor de muzică rock. Iar ca prezență la acțiunea din parc, reeditarea perioadei lui Vlad Țepeș, mi s-a părut că prezența a fost mult mai bună decât anul anterior. Și acolo, de exemplu, vorbeam cu domnul primar că ar trebui anul viitor să facem niște tribune, ca să poată toată lumea să stea să urmărească în condiții foarte bune. În ciuda nereușitelor, Festivalul Medieval Dracula va continua la Târgoviște și anul viitor. Cred că festivalul trebuie să continue și am să vă spun că anul viitor, ca să comensurăm mai exact, o să introducem niște bilete. Primarul a spus fără valoare. Adică să nu plătească nimeni nimic, numai ca să putem să comensurăm prezență.